Biserica Ortodoxă îi va sărbători mâine pe Sfinții Mari Împărați Constantin și Mama sa Elena, cei care au oprit prigonirea creștinilor, acordând libertate de credință în întreg Imperiul Roman. Printre locașurile de cult care îi au ca ocrotitori, se numără și Catedrala Patriarhală. Aici, cinstirea celor doi mari sfinți întocmai cu apostolii a început în seara aceasta prin săvârșirea slujbei privegherii, la baldachinul sfinților, de pe colina Patriarhiei. Chipul crucii tale, pre-ncer văzându-l, și ca Pavel chemarea, nu de la oameni lui. Cel între împărăți, apostolul tău, Doamne, împărătă, cetate în mâinile tale opus, pe care mântuiește-o totdeauna în mace, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu. Mâine, în ziua sărbătorii Sfinților Constantin și Elena, Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 9:30.